Salutare dragilor, bun găsit la un nou episod Povești de Viață locomotorii. Sunt datoare de 9 luni de zile, din păcate, cu un răspuns la, la o întrebare. Și anume, în episodul 12, deci nu cel pe care l-am filmat săptămâna trecută, dedicat în memoria Victor Socaciu, acela a fost un, un video special, ca să zic așa, cel de dinainte, ultimul care din păcate a fost filmat în aprilie anul trecut. Ioana mă întreba ceva și am uh, promis că îi răspund. Îmi pare rău, Ioana, că a durat atât de mult, dar uh, o să înțelegi pe parcursul răspunsului și de ce a durat atât de mult uh, ca să răspund întrebării tale. Ioana mă întreba la clipul uh, Un mic Q&A, deci episodul 12, spune așa. Mă bucur că ai postat, mereu urmăresc videourile tale cu mare interes. M-am gândit la o întrebare pentru o altă dată, dar dacă ți-e greu și nu vrei să răspunzi, înțeleg. În videoul precedent ne spuneai că ai decis să te pui în scaun roland. Sunt curioasă cum s-a schimbat viața ta de atunci, cu aspecte pozitive, dar și negative. Multă sănătate, ție și familiei tale, sper că, ca starea ta de sănătate să se amelioreze. Mulțumesc, Ioana. Uh... Anul trecut, dacă îmi amintesc bine, a început mai dificil, dar pe parcurs pot spune că a fost un an bun, un an frumos, un an în care m-am bucurat că am rămas sănătoasă. Am trecut prin anumite temeri, ținând cont de faptul că. M-am vaccinat împotriva COVID și eu n mai având niciun vaccin pe parcursul vieții, nici măcar cele din, din copilărie. Am avut așa o, o mică teamă, dar mulțumesc lui Dumnezeu, am trecut cu bine. În, în iulie m-am vaccinat cu Johnson Johnson și acum în decembrie m-am vaccinat cu doza booster, cum se zice aici în Germania, cu BioNTech. Și spre surprinderea mea și spre bucuria mea, nu am avut absolut nicio problemă, nu am avut niciun simptom de răceală măcar, absolut nimic. Evident, puțină durere la mână, dar și aceea a doua zi a dispărut aproape complet. Nu vreau, ca o paranteză, nu vreau să credeți că fac propagandă pro și contra vaccinării. Nu. Fiecare este liber să decidă pentru viața lui. Așa ar trebui să fie. Din păcate, legile ne forțează să facem acest lucru, și anume vaccinarea. Dar, repet, nu este o propagandă în a vă convinge să vă vaccinați sau nu. Ce-mi doresc pentru voi și pentru toată lumea este, evident, să fie sănătoasă, să nu, Doamne ferește, fie infectat vreodată cu, cu acest virus. Dar să revenim la, la tema clipului și anume întrebarea Ioanei. Um, Ioana, viața mea s-a schimbat evident în bine. Tu mă întrebi în întrebare să spun și părțile pozitive și cele negative. Vreau să-ți spun că negative nu prea sunt. Deci, evident, viața mea s-a schimbat extraordinar de, de mult. Ceea ce vă spuneam când, când m-am pus în scaun este faptul că voi încerca să învăț să mă descurc cât de cât singură cu scaunul. Pot, pot să fac acest lucru, adică evident pot să folosesc mâinile și mă pot deplasa fără ajutor prin magazine sau pe stradă sau așa. Singura problemă, ca să zic așa, este faptul că abia după ce am achiziționat și am primit scaunul în curătile, am aflat de faptul că există, și nu știam la acel moment, scaun rulant activ și scaun rulant pasiv. Probabil, mulți dintre voi care sunteți deja în scaun rulant, știți care este diferența dintre aceste două: și anume faptul că scaunul pasiv este scaunul în care ești împins, ești ajutat de o a doua persoană. Iar scaunul rulant activ este conceput în așa fel încât să te poți descurca sau să înveți, evident, să te descurci singur. Din cum am văzut că arată scaunul activ, din păcate nu cred că m-aș descurca pentru că majoritatea sunt evident construite pe măsura fiecăruia și cum și le doresc, dar am văzut că sunt cu spătarul foarte îngust, nu, nu au mânere. Și înțeleg de ce, pentru a fi mai ușor să ajungi la roți și poate ajută și la faptul că se învârt roțile mai ușor, poate nu e așa de, de greu. Dar pe mine un, un scaun activ de acest tip nu m-ar ajuta și vă spun și de ce. Eu nu am foarte mare echilibru. Eu nu pot să stau pe un scaun dacă nu are spătar și nu simt spătarul sau dacă nu are mânere. Atunci aș avea spasmele mult mai dense și nu aș putea să stau deloc. Eu nu pot să stau pe un scaun de bucătărie normal sau pe o canapea uh, la care nu ajung uh, cu spatele pe spătar. Deci scaunul activ pe mine nu nu m-ar ajuta să mă așez în el și spătarul este foarte, foarte mic, ca și cum nu ar fi. Deci, aproape că nu îl simți. Mânerele care dispar pentru a fi mai ușor să dai, să dai la roți, nu, pentru mine nu, nu mă ajută deloc. Aș fi, cred că, într-un spaz continuu. Probabil persoanele care reușesc să folosească, să folosească scaunul activ e, sunt... Persoane care, Doamne ferește, nu își mai simt părțare ale corpului foarte mult, își pot folosi doar mâinile și atunci pentru ei este mai ușor din punctul de vedere al faptului că nu simt că nu au echilibru sau ceva de, de genul ăsta. Dar și în scaunul meu m-am învățat destul de bine. Evident nu pot să, să cobor borduri, dar repet mă descurc singură prin magazine, să mă plim prin rafturi, să văd pe stradă la fel. Mă pot duce cât de cât în cam toate zonele. Știu să iau curbă, știu să pun prână, știu să nu mă ciocnesc de nimeni. Deci, din orice punct de vedere, este un foarte mare plus în viața mea și în viața fiecăruia. Vă mai spuneam și în clipul trecut, în care vă ziceam uh, cât de mult s-a schimbat viața mea și ce greșeală am făcut de lungul vieții, că nu, nu m-am pus mai repede în scaun, uh, revin cu același sfat și vă sfătuiesc să vă așezați în scaun pentru că salvați mult din, din sănătate. Acest lucru, evident că îl transmit celor care... Uh, pășesc din ce în ce mai greu sau nu pot păși deloc sau își închid viața în sensul că neputând să se să, să miște și să iasă fără ajutor, petrec luni și ani de zile închiși în casă sau poate gândesc ca și mine cum gândeam eu în tinerețe și anume nu mă pun că mi-e rușine ce spune lumea, ce atrag privirii, nu, este total greșit gândiți-vă la voi, să vă fie vo bine, să vă bucurați de... să vă puteți bucura de o plimbare fără să o faceți în, în, chin, pentru că știm ce înseamnă și ce dureros este să faci câțiva pași dacă îi faci în dureri sau dacă 100 de metri mergi cu rolatorul sau cu cadrul sau Chiar singur cei care puteți. Înseamnă mai apoi o săptămână, cel puțin așa era la mine, o săptămână de stat în pat și de dureri în care mă duceam foarte greu, și până la toaletă. Erau dureri insuportabile. Deci, nu vă gândiți la asta. Asta nu este un, un motiv. Ca să vă dau un exemplu concret, datorită scaunului rulant. Anul trecut am avut, în vară, am avut parte de cel mai frumos concediu din 35 de ani ai mei. Și vă și citesc ce scriam pe Facebook atunci când eram în drum spre întoarcere în Germania din, din, concediu. Am să citesc pentru cei care nu sunt prieteni cu mine pe Facebook și nu, nu au avut cum să citească această postare. Spuneam așa, în data de 21 august 2021, peste 5 zile îmi plinesc 35 de ani. Da, sunt născută în 26 august. De atâția ani a fost nevoie pentru a putea spune astăzi că am avut parte de cel mai frumos concediu. Deși a fost primul concediu în scaunul cu rotile, nu înseamnă că nu, nu, am avut dureri. Din potrivă, am strâns din dinți și pentru acei 2-3 pași pe care îi făceam pentru a ajunge cu picioarele în apa mării. Dar a meritat. Doamne cât a meritat. A fost nevoie să treacă 35 de ani pentru a putea vedea primul răs răsărit de soare la malul mării. L-am privit cu lacrimi în ochi. Erau lacrimi de fericire. Nu cred că există răsărit mai frumos. A fost nevoie să treacă 35 de ani să ajung la munte și să pătrec două zile în cântece de păsărele și de pârâu. Am urcat prima dată la o altitudine considerabilă pe Transfăgărășan. Ce minunăție de peisaj! Și chiar așa este. A fost nevoie să treacă 35 de ani pentru a putea privi tot ce mă înconjoară și pentru a putea privi oamenii în ochi. Înainte eram cu privirea mereu în pământ pentru a avea grijă unde și cum calc. M-am mutat în Sibiu de aproape 15 ani, dar nu l-am văzut niciodată mai frumos ca în acest an. Bucurați-vă de tot ce aveți, de tot ce vedeți, și data viitoare când vă enervați că v-ați rupt o unghie, amintiți-vă că sunt oameni în scaun cu rotile care plâng când văd un răsărit de soare. Evident, postarea aceasta nu era adresată doar persoanelor în scaun rulant și încercam să fie un um, mesaj de încurajare și pentru cei care nu au absolut nicio problemă. Deci încercam să-i fac să vadă sau să încerc să-i fac să se bucure de, de viață. Pentru că, iată, din păcate pentru unii dintre noi este atât de greu și pentru unii dintre noi durează ani de zile, 35 de ani. Sunt ani foarte mulți. Dar um, Așa cum am scris în, în postarea de pe Facebook, jur că a meritat. Deci chiar a meritat. A fost un concediu deosebit. Deși, așa cum am scris, nu înseamnă că nu am avut dureri. Chiar dacă ajungeam cu scaunul destul de aproape de mare, evident că trebuia să fac câț, câțiva pași pe nisip. Mersul pe nisip este un în total um, au fost dureri îngrozitoare de genunchi de tălpi de... dar am strâns din dinți și momentul când ajungi cu tălpile în apa mării um, merită tot tot efortul așa că da, viața mea s-a schimbat s-a schimbat în, în bine regret că nu am făcut acest pas mai repede, dar mă bucur că totuși l-am făcut și mă bucur că am reușit să, să simt, să trăiesc, să mă uit în jur, să mă bucur de oameni, să mă bucur de peisaje. Am făcut un miliard de fotografii, nu mie, pentru că nu, sunt, nu mă consider o persoană fotogenică și nici telegenică, dar... Asta este, v-ați obișnuit cu mine și um, încep și încerc și eu încă să mă obișnuiesc cu, cu camera de, de filmat. Um, am făcut atât de multe fotografii pentru că am putut să mă uit în jur. Într-adevăr, sibiu uh, este, la am iubit din prima clipă în 2008 când m-am mutat. Dar, într-adevăr, anul trecut l-am văzut prima dată, am văzut toată piața mare fără să... Niciodată n-am văzut toată piața mare, pentru că nu ajungeam. Nu aveam cum. Mă puneam de la o bancă la alta, dar nu ajungeam așa să văd, să văd tot. Trebuia să, să ne întoarcem acasă la un moment dat. Ori făceam o criză de asp, să rămâneam fără aer și nu mai puteam să înaintez. Am, am meritat. Am meritat din plin. Și încă o dată, chiar dacă mă repet, vă sfătuiesc să faceți acest, același lucru dacă într-adevăr starea de sănătate vă este în așa stadiu încât ar fi recomandat să faceți acest lucru pentru voi, pentru picioare. Lucruri contra, nu aș putea să spun eu, na, în afară de acela pe care le-am zis, diferența dintre scaunul activ și cel pasiv n-aș avea ce să spun contra, pentru că, din potrivă, m-a ajutat foarte mult. Mi-a schimbat viața și percepția de viață la final. Am momente așa când zic, bă, ce prost am fost. Puteam să am acesta să nu fie primul concediu frumos din viața mea, să fie al 10-lea, al 15-lea. Dar, repet, niciodată nu este, nu este târziu. Așa că îți mulțumesc Ioana pentru întrebare, dacă mai ai și altele, ea sau voi sunt oricând disponibilă să încerc să vă răspund at atât cât pot și depinde de, de subiect. Apropo de, de subiecte, deși nu postez decât foarte rar pe grupurile de persoane cu dizabilități, poate... De cele mai multe ori, doar atunci când mă anunț că am făcut un, un nou clip. Am o întrebare: ce se întâmplă cu unii dintre voi? Citesc cam tot ce se postează chiar dacă nu mă implic. Și uh, văd pe grupuri postări de tip sinucigașe, ca să spun așa, în care oamenii postează texte de genul rugați-vă să mai Dumnezeu, că nu mai suport pe lumea asta. Dragilor, faceți o mare greșeală și un mare păcat și un... nu zic că nu înțeleg pe cei care scriu uneori așa ceva, pentru că am avut momente în viața mea în trecut când și eu gândeam ca și voi. Dar unii dintre voi să fie cu iertare, simt că o faceți doar pentru a primi încurajări, comentarii în care lumea să vă încurajeze. Evident să nu o faceți. Cine ar încuraja așa ceva? Nimeni. Îmi cer scuze. Dar de ce faceți în modul ăsta? De ce nu scrieți direct? Adică dacă vreți comentarii și oameni care să vă încurajeze, faceți-o în alt text, în alt context, adică scrieți ceva de genul uh, am o zi proastă, simt nevoia să vorbesc cu cineva, este cineva disponibil, are cineva timp 5 minute să discutăm. Ce... Și nu cred, din uh, câte mii de persoane sunt pe grupul, uh, de exemplu, prieteni cu dizabilități, uh, nu cred că nu există o persoană în momentul ăla care vă vede mesajul să nu vă scrie hei ce se întâmplă, de ce ai nevoie. 5 minute ne putem rupe fiecare din timp să oferim o încurajare, o vorbă bună, dar nu sub aspect de texte. Mi se pare îngrozitor de, de tragic, pe lângă faptul că faceți un foarte mare păcat, așa să vă... Cum să te reuși la Dumnezeu să te ia? Adică Dumnezeu știe când e sfârșitul viecăruia. Sunt oameni care Încearcă atât de mult să se agațe de încă o zi din viață, sunt în spital, suferă de cancer, de știu ce boală terminală care evident îi face să conștientizeze că nu poate nu mai au șansă și se bucură de fiecare răsărit. Iar voi scrieți ceva de genul acesta, nu știu. Nu știu ce s-a întâmplat cu, cu grupurile. Deci... Sunt pline de astfel de, de postări, pe lângă eternele postări de matrimoniale, care le vezi zilnic și pe care uh, nu le înțeleg. Am mai avut un, o discuție parcă pe, pe acest subiect. Nu zic că e greșit. Nu zic asta. Internetul ajută. Chiar internetul m-a ajutat și pe mine să-mi schimb viața în urmă cu 15 ani. Deci nu zic că nu ajută, dar contează și cum faceți asta, cum scrieți, cât de des o faceți, la final deveniți obositori, lumea vă scrie, administratorii vă anunță că nu, sau mă rog, faceți aceste postări pe grupuri destinate a acestui subiect. Adică, și acolo nu are nimeni de ce să vă certe, să vă zică de ce, pentru că este un grup destinat pentru asta. Matrimoniale, persoane cu dizabilități. Dar, nu știu, repet, cel puțin acelea, acele postări cu gând sinucigaș și cu gândul ce fac cu viața mea, nu mai... Deci, ok, înțeleg că puteți avea o zi proastă în care vă gândiți că ați obosit obosim cu toții și eu obosesc uneori și eu mă întreb cât mai pot. Dar mai pot și încerc în, în momentul ăla să-mi găsesc ceva ca să-mi liniștesc atât mintea cât și sufletul, nu știu, ascult muzica care îmi place, citesc uh, o carte, mă apuc de un puzzle, lucrez la calculator. Uh, ies afară, beau o cafea, mă bucur de, de ceva, de orice care mă face să mă simt bine. Adică nu, nu înțeleg de ce vă lăsați așa de jos și nici nu încercați să faceți ceva, să vă ajutați. Așa îmi dați de înțeles din, din posterile de pe, de pe grup. Trebuie să faci ceva care să, să te facă să-ți să să te ridici azi, să mai treci peste o zi, să mâine va fi altceva, poi mâine va fi altceva în viața noastră, fiecăruia. De ce să stai, să te închizi uh, în tine și să te gândești doar negativ și să nu vezi partea bună a lucrurilor? Pentru că există. v mai spus faptul că trăim și faptul că mai uh, prindem o zi din viață înseamnă că uh, avem un rost pe lumea asta, cineva are nevoie de noi, sau noi avem încă nevoie de cineva. Nu vă rugați pentru sfârșit, pentru că este îngrozitor să, să faci acest lucru. Când vine sau când îl vei simți aproape, te vei gândi, da orice pentru încă, încă 10 minute cu, cu familia, cu mama, cu soția, cu soțul. Deci, nu știu, asta pe mine mă citesc. Cred că dacă nu, în fiecare zi, la două-trei zile, o postare de genul ăsta pe grupuri. Și am simțit nevoia să aduc asta în subiect în acest clip, pentru că vă rog, când vă simțiți rău, scrieți cuiva, vreau să vorbesc cu cineva care are timp, două minute, să ne încurajăm reciproc. Repet, nu cred că cineva refuză să, să vă răspundă sau, sau să vă ofere 5 minute din, din timpul lor. Dar scris sub altă formă, nu, nu așa, greșiți, îngrozitor. Și sper să nu mai văd uh, astfel de, de postări. Sau mai sunt persoane care uh, umplă, umple grupul cu postări de genul de vânzare de produse deținate persoanelor cu dizabilități la, la super preț. Adică, nu știu, mi se pare și aia un pic, gândiți-vă ce pensie are o persoană cu handicap, cum și-ar putea permite, știu eu, ce aparat de, de, sport la 1000 de euro sau ca un rulant, iar la niște prețuri exagerate sau scaune folosite pe care unii dintre voi le revând pe grupuri la extra preț. De ce? Fraților, dați gratis. Adică știți foarte bine prin ce trece un alt om care are nevoie de un scaun rulant, nu știu, chiar așa răi am devenit ca oameni, mi se pare trist. Ok, lumea este, trăim într-o lume în care nu ne uităm decât uh, peste gard la casa vecinului, capra vecinului, uh, femeia vecinului, bărbatul vecinei și uh, ne gândim, naibi, de unde au ăștia, arată mi ce aspect. Uh. Dar noi, între noi, ca persoane cu handicap care ar trebui să ne înțelegem, să ne fim alături, să ne sprijinim, să... Dacă noi, între noi, nu ne înțelegem, nu poți să ai pretenții. Ce pretenții să ai de la, de la alți oameni de pe stradă? Sau să zicem că suntem marginalizați? Ne... Văd că ne marginalizăm și singuri ceea ce este foarte, foarte greșit. Mă rog, asta așa a fost o paranteză pentru sufletul meu, pentru că chiar aș vrea să știu... Ce ce se întâmplă cu unii dintre voi și de ce, de ce, gândiți așa și ce vă face să gândiți așa. Uite, unii o să zică că încerc să-mi fac reclamă. Nu încerc să-mi fac reclamă, v-am mai spus că nu sunt genul de care să vă zic dați click, faceți, dregeți, abonați-vă. Nu. Care vreți, sunt aici. Dar pentru cei care scriu că să ia Dumnezeu și până mâine să nu se mai așa și așa, scrieți-mi mie. Scrieți-mi pe scurt, dacă nu puteți mai pe larg, povestea voastră a handicapului, cum l-ați domândit și ce simțiți în momentul ăla. Și vă promit că am să încerc să fac un video și pentru a ajuta pe alții, ținând cont de ce mi-a scris, și încerc și în momentul în care am primit mail de la dumneavoastră să vă încurajez, să vă fac să, nu știu, să vedeți partea plină a paharului. scrieți mi mie, la de Viață, și eu fac un clip pe tema asta, mai vede și altcineva, mai simte nevoia să-mi scrie sau nu e nevoie să-mi scrie și la a doua, a treia persoană. E suficient să vadă un clip și să zică da, ok, dacă acea persoană a reușit, pot să reușesc și eu să apuc ziua de mâine. Uite, încerca să faceți asta, dacă vă ajută, cu tot dragul, dacă îmi scriu 100 de persoane, 100 de clipuri cu povestea lor și cu... Am să încerc fiecăruia să -l... le zic ceva în așa fel încât să, se ajute. În rest, ce să zic? Mulțumesc, Ioana, încă pentru întrebare. Dacă mai ai și altele, cu drag, stau și ție la dispoziție și tuturor. Să aveți grijă de voi, capul sus, um, viața nu e așa de neagră cum o vedem uneori, bucurați-vă de fiecare zi pentru că nu știți niciodată când poate fi ultima. Ne vedem curând, nu mai promit nimic, doar spun atât, ne vedem curând.